Bun venit în primul birou din clădirea de birouri Smartware din Oradea. Suntem în a 8-a zi de montaj și aproape se pot amenaja birouri aici. După 8 zile de montaj, am descărcat și montat integral 4 tiruri. A venit tirul 5 astăzi și am început să-l descărcăm. E 7 seara și suntem aproape în grafic. Și vă arăt acum pe ecran cât de mult am reușit să montăm din ce e planificat. Tot ceea ce e cu alb este deja montat. Noi acum suntem aici. Aici este biroul amenajat. Și ne-a venit tirul 5, care este cel cu gripe care îl vom monta mâine. E aproape gata terasa primului modul, iar vineri, când vine tirul 6, vom încheia definitiv acest corp, de pe care de luni se începe hidroizolarea. Acum băieții montează conectori pe planșeul modulului 2. E un planșeu mai lăsat, sunt foarte multe șuruburi acolo. Pe urmează tirul 6, 7, cam asta o să facem săptămâna viitoare. Și întreaga clădire este așa. Deci tot ceea ce este cu alb este montat, tot ceea ce e colorat urmează să fie montat. Hai să vedem pe teren ce s-a montat până acum. Asta e gridoaca care am descărcat acum. Și urmează să fie montată acolo unde sunt piesele mecanice. Mâine și poimine o să montăm zona asta, care e tot din modulul 1, e partea a treia din modulul 1. Ne-a Mircea acum cară niște piese din interior. Bacana e super finuță, e foarte mișto, care are 20 de tone, are preț de 60 de metri. Consumă 5 litri de combustibil la o oră de funcționare și e foarte, foarte lină, foarte fină. Nu o să cad pe ea, dacă mergem mai departe. Sunt pregătite tălpile de trasare în zona asta și sunt reglate și sunt subturnate. O să bat o soare în față, dar asta este. Ia, uite aici, la tălpi. Ce e de zis? Tălpile par asta în aer. Ei, pentru că la beton întotdeauna sunt neregularități atunci când se toarnă betonul și că pe o suprafață de asta foarte mare poți să ai diferențe. La montajul tălpilor am folosit un sistem de piuliță și contrapiuliță. Toate tălpile stau pe o șaibă, pe o tijă filetată, care are o piuliță cu o șaibă lată și tălpile se pot regla din reglarea piuliței. Se pot ridica sau coborî. Atunci ele practic parcă ar sta în aer, dar de fapt stau pe piulițe și așa se pot regla pe un plan perfect orizontal, că atunci când punem pereții să nu mai avem nicio problemă de aer, de aer, da. Tot asta s-a turnat pietrișul din spumă de sticlă care folosim la fundație. Avem 40 cm de pietriș termoizolant de tip Energosel. L-am adus din Ungaria. Echivalează cu 20 cm de polistiren și s-a montat pe radierul 3. Există o întârziere de o săptămână la turnarea betoanelor și asta o să ne afecteze și în montajul structurii de CLT, dar vom folosi acea săptămână pentru a face mai multe reglaje și a face fixări, pentru că avem peste 60.000 de șuruburi. Aici va fi curtea de lumină. Asta este zona care am montat-o astăzi, care a fost montată azi. Planșeul de aici e suspendat și urmează să fie agățat cu șuruburi de sus. Asta pentru a da efectul ăsta de drept, de hold continuu. Aici vor veni niște geamuri foarte mari, care dau un putere de lumină. De aici încep spațiile tehnice. Asta a fost destul de chinuitor de montat, pentru că două zile au durat câteva piese mici. Cum intrăm aici, vom avea o curte de lumină în față, stânga, dreapta, voi. Zona asta se va placa cu gips. Asta iarăși a fost foarte
delicat montajul, pentru că tot tavanul este atârnat de niște grili de sus. Dar ce e fain că aici s-au îmbinat toate piesele la fix și băieții de la General Pro au foarte multă răbdare în a sta și în a regla fiecare rost, pentru că toată structura rămâne aparentă și se va vedea. Welcome to the worksite. A venit și Alberto de la KLH. He's Alberto from KLH. Aici va fi atriumul, care e zona cea mai complicată. Asta va fi la sfârșit, spre sfârșit de septembrie. Și acum ne întoarcem și urcăm sus să vă arăt și de sus cum ce-a fost multă. Pe acoperiș pe modulul 2. E o terasă care e un pic mai jos. Lui Michi îi place să joace cu pisica. Când o descoperim pisica, tot trage de ele. Da, și uite, uite invenția mea. Opa. Asta eu l-am sudat duminică. Așa. Nici n-ai făcut post. Da, la asta. Fii atent. S-a închis. Astea sunt piese care sunt folosite la reglajul binărilor între panouri, pentru că cum toată structura rămâne aparentă, folosesc diverse menghine prin care se trag piesele una lângă alta, în așa fel încât rosturile să se închidă. Și te joci, efectiv, cu fiecare piesă. Știi ce-a fost asta și Rudy? Păi e o chestie făcută de Michi, astea sunt niște chestii cumpărate. Alin rezistă eroic pe șantier. Până acum are cele mai multe ore lucrate, n-a avut niciun weekend liber. Bagă material la greu. Da, doar că e foarte tipicar și vrea să fie fiecare milimetru perfect. Cel mai astea enervant șef din lume care există. De ce? Că muncește mai mult ca voi? Nu, e prea fix, om, prea fix. Fixist. Fixist, exact. Cum vrei să faci o structură de 40 de metri pe 60 de metri? 0 milimetri. 0 milimetri, nu acceptă nici 0 milimetri. Mai puțin de 0. Se poate și mai rău. Andrei a venit și el de curând din Italia, unde are experiență în acest sistem și a venit să ne ajute cu această lucrare, pentru că e un proiect foarte mare și suntem pe repede înainte. Acolo se zâmbește ca tractoristul, așa că o să acoperim asta. David e constant, putrează așa. Uite ce-a făcut David azi. Ce? Am uitat că am îndreptat camutul, dar nu ascult între el. O să iau ăsta. Ziceam că tot planșul e atârnat. Sunt zone în care planșul e atârnat pentru a nu avea green sau sisteme de prindere jos și cum asta e zona mai joasă, se va aduna foarte multă zăpadă. Așa că am gândit un detaliu de fixare cu o riglă de lemn și cu foarte multe șuruburi. Sunt șuruburi de forfecare și șuruburi de smulgere. Asta e șuruburi care ține atârnat planșul, astea sunt șuruburile care țin prinda. Și cu tot ariciul ăsta, Cruz OCD, fixăm zona asta de planșe. Asta e zona de protecție, pentru că acolo va fi o curte de lumină. Rest. E super cald pe acoperiș, acum la 7 seara e bine, e lejereanu, dar ziua este primă și pedeapsă. Asta e acoperișul primei terase, primului modul de structură. Aici sunt puse aticele. Cum în următoare două zile vom monta acolo, asta va fi gata de intrat pe aici, de pus barieră de vapă, termosistem și hidroizolație. Iar echipa de termohidrosistem intră săptămâna viitoare la început aici, pentru că cum se termină lucrul, merge mai departe, frecvențial, să protejăm structura de ploaie. Asta a fost primul tur de șantier după 8 zile de lucru și 4 tiruri jumate asamblate. Mai avem încă 21-5, e greu la ora asta. Cred că 16. 17, 16.
Mai avem 16 tiruri care trebuie să vină și 5 săptămâni de montaj pentru a termina structura clădirii Smartware, cea mai mare structură din CRT în momentul de față din țară. Sunt montate în total până acum vreo 70 de piese, echipa e de 8 oameni, astăzi a venit pe Xantier și Octav din birou, o să vină și Cătălin. Da, suntem aici pentru că e un proiect destul de intens și pentru noi. Proiectarea a fost intensă, așa că vrem să și verificăm că totul se face ok. Și abia mă așteptam să mai pun mâna pe șuruburi. După 3 luni de proiectare și vreo 20 de nopți de dormite, am venit în sfârșit pe șantier și stăm pe șantier aproape toată echipa de proiectare pentru că ne place. Ne-a plăcut și proiectul și ceea ce am proiectat aici, așa am gândit. Dar ne place foarte mult și echipa cu care lucrăm, pentru că e o echipă profesionistă. Este oameni care și ei la rândul lor vin aici de plăcere și lucrează cu drag cu acest material și în acest proiect. Echipă foarte bună de dughezi, de montatori, cu care eu personal sunt onorat să lucrez și să fiu tot la copii.